Bună ziua, sunt Cristian Hagi, bine v-am regăsit, vă invit să vorbim astăzi despre Constanța, așa cum o vedeți dumneavoastră, așa cum o văd politicienii, în cazul de față, Stelian Ion, președintele USR Constanța, pe care îl vedeți și dumneavoastră, probabil din ce în ce mai des pe străzi, confruntându-se și el ca și noi cu problemele orașului. O să încercăm să identificăm care sunt acestea, dar mai ales care sunt soluțiile, pentru că trebuie să mărturisesc de la bun început. L-am văzut pe invitatul meu de astăzi criticând modul cum arată orașul pe bună dreptate, l-am auzit mai puțin vorbind despre soluții. Bună ziua! Bună ziua! Așa, v-am criticat din prima, a fost o emisiune foarte bună. Bun, din ce în M-a ce mai stimulat. v-am stimulat. Vorbim și despre soluții. Cred că este important. Toată lumea vede cum arată orașul. Cred că trebuie să le spunem oamenilor cum trebuie făcut sau ce trebuie făcut sau dacă poate fi făcut ceva. De ce din ce în ce mai des pe străzi? Pentru că până acum eram la fel de des, dar nu puneam pe Facebook și nu făceam așa o promovare. Cred că e important să vadă lumea și să intrăm și în felul ăsta în contact cu oamenii. Mă întâlneam cu oameni, mai spuneau diferite lucruri de-a lungul timpului, dar într-adevăr, acum mergem și mai și filmăm, mai punem Mai puneți și pe pe TikTok, Facebook, mai da, punem da. pe Facebook, Social media, așa să e facem. important să comunici și în felul ăsta. Da, singura echipă de politicieni, dragi prieteni, pe care am văzut-o la mine în cartier, un cartier de la marginea orașului, părăsit de politicieni. Nu eram acasă din fericire, dar a bătut cineva la ușă, Din era fericire pentru USR. noi. Din fericire și pentru mine, ca să nu ne contrăm prea mult acolo. Da, Ne contrăm aici. ne contrăm aici. Asta voiam să subliniez, că v-a văzut lumea și în cartiere, totuși, asta s-a întâmplat, cred că acum un an și jumătate, nu știu, niciun caz nu vorbim de perioada asta care se apropie de campanie electorală. Păi eu mă uit, îmi cer Vă scuze, rog. pe unele comentarii și vin. Probabil că unul de bună credință, mai sunt și troli pe Facebook, uneori îți dai seama ușor care sunt trolii și care pur și simplu au o anumită opinie. Dom'le, dar unde ai fost în toată perioada asta? Ai lipsit? Păi, n-am lipsit, am fost în Constanța, dar o perioadă din săptămână sunt și la București, pentru că eu cred că după atâția ani de zile, 8 ani, lumea deja știe că am și activitatea asta. Am avut acea perioadă și mandatul de ministru și nu se întâmplă de la Constanța lucrul ăsta. Așa s-au așezat lucrurile. Și mai e o chestiune care pe mine m-a dezamăgit foarte tare, vă zic sincer. Care? Ai dat primăria pentru o funcție de ministru, ai făcut blat cu chițac. Ori chestia asta e o aberație atât de mare. Eu nu știu cum cineva ar putea gândi așa ceva când lupta a fost atât de aprigă, atât de strânsă Foarte, foarte și strânsă, da. cu atâtea tunuri îndreptate mai ales împotriva noastră și a mea, în special. Cu trusturi de presă naționale, cu campanie de denigrare. Deci a fost o campanie grea în care nu ne-am dat înlături niciun milimetru. Reproșul ăsta e total nemeritat și e un pic aberant. Nu a negociat nimeni cu nimeni, nu a fost nicio cedare, așa s-au așezat lucrurile și așa au ales în definitiv constanțenii, mulți dintre ei mergând pe acea păcăleală venită din partea PNL-ului că dacă nu e votat Virgil Chițac, nu scapă la Constanța de PSD, ceea ce s-a dovedit a fi fost o Care înșelăciune, PSD a ieșit o pe locul al treilea, strategie. da. Da, a ieșit pe locul 3 PSD-ul și s-a văzut clar că aveam șanse, noi am zbierat aproape atunci că sunt șanse reale și lumea e important să vină către noi, să aibă speranța asta și să încercăm o schimbare. O schimbare cu cineva poate dintr-o generație care n-a avut carnet de PCR. E o chestie simbolică, știți? Nu neapărat că toți care au fost pe vremuri membrii ai Partidului Comunist Cred că Român erau și au oameni aceeași. capabili acolo, dacă Da, s-au cu înscris de siguranță, nevoie. dar e o chestiune simbolică așa. Constanța cred că are nevoie de alt suflu, de Oamenii mi-ar plăcea, altceva. fără să fac vreun reproș la adresa cuiva, să văd un om care nu este pensionar. Și nu spun cu niciun fel de ironie, cred că cineva mai tânăr are o putere de muncă mai mare. Îl vedem mai des pe străzi și cred că e nevoie ca un primar să iasă pe străzi. Îmi spun prietenii din Cluj că Emil Boc se duce în fiecare, nu în fiecare zi, des
pe jos, e pe șantier, e vestul orașului. Dar, repet, nu spun cu nicio ironie. Adon chiar primar, dacă nu cred că e ține de vârstă. L-ați văzut cum înnoată, care chin înnoată, taie apa. Înnota în campanie. Problema este că nu îi place să meargă pe străzi. Îl deranjează constanțenii, se simte descumpănit așa și timorat și pare că nu e la locul lui acolo printre oameni. Mai încearcă unele mișcări de-astea de imagine, l-am mai văzut, încearcă acum să facă înainte de alegerile din 2024, probabil e împins de la spate de consultanții dumnealui, dar mi se pare că nu îi se potrivește absolut deloc rolul ăsta, parcă nu îi stă bine în pielea sa. În fine, e problema lui, să discutăm despre ce vedeți dumneavoastră în oraș și despre soluții, dar înainte de asta, credeți că narativul acela din campania trecută, domnule, va câștiga primarul în funcție, se va repeta și acum? Să știți că tot apar pe surse diferite sondaje care spun că ar sta bine, spre foarte bine, actualul primar, care spun că nu e nicio șansă ca USR sau altcineva să câștige, care spun că o să fie foarte mulți candidați și iată, exact povestea din de acum 3 ani. E posibil să se repete? Eu cred că se va încerca aceeași manevră. Oricum, este cert că din nou vom avea niște alegeri în care nu se va detașa net un anumit candidat, adică vor fi diferențe, dar nu diferențe extraordinar de mari. Ne uităm la scorurile partidelor. Un sondaj dat publicității de curând de către un jurnal local arată cu jet liber, putem să spunem. Dacă putem să spunem, da, sigur, da. E dar corect n-am mare încredere să spunem, în sondajul acela. Adică am văzut, nu știu, PPUSL la niște cifre Gihane Sergheb, de care eu nu auzisem până atunci. Știam că e fratele lui Gelile Sergheb de la UDT-TMR, are, nu știu, e cunoscut de 40 ceva la 100 din populație. Nu pot să cred asta. Dar mă rog. Nu știu, acum pe anumite bucățele putem comenta la orice sondaj când mă uit, văd și eu anumite lucruri. Sigur, care ce v-a atras atenția din acest sondaj? Mi-a atras atenția faptul că mulți constanțeni au încredere în USR, ceea ce este un lucru important pentru noi și un mesaj pozitiv și le mulțumim pentru această încredere. Eram cotați undeva la 21% peste PNL. E adevărat, PSD-ul apare cu mai multe procente acolo. Aurul nu este de ignorat nici el. Va intra probabil în Consiliul Municipal. Posibil să intre în Consiliul Local. Atunci va fi o competiție de data asta poate în 4, nu în 3, cu șanse pe care teoretic le-ar avea orice candidat, va conta ce încredere au constanțenii în persoană. E important ca oamenii să îi cunoască pe candidați și să nu meargă pe fentele acestea, pe aceste tertipuri, că n-ai șansă cu nu știu cine dacă nu știu ce, cum s-a întâmplat în 2020. Asta s-a văzut, da, adică văzut. Te uiți la un om, îți inspiră ceva sau nu îți inspiră, îți inspiră neîncredere, ți se pare că e nesincer sau că e important să încerci să-l cunoști, să încerci să-l înțelegi, pentru că deciziile care vor fi luate ulterior vor fi luate în principal pornind de la impulsurile pe care le dă primarul. Pentru că, vedeți, există Consiliul Local, dar până la urmă ordinea de zi, modul cum se desfășoară ședințele, tot felul de lucruri din acestea de bucătărie internă sunt gestionate de primar. Peste 90% din proiectele de hotărâre de Consiliu sunt inițiate de primar, deși ar putea să o facă și ceilalți, dar mă rog, în principiu de primar, dar el dă tonul. Eu cred că puteau constanțenii, dacă ar fi fost mai atenți, poate, în 2020, să-și dea seama de profilul caracterului sau temperamentului domnului Chițac. Nu cred că știu mulți, domnule Stelian. Păi era arogant de pe atunci. Se vedea aroganța asta și se vedea faptul că nu are dorința asta de deschidere și de comunicare și că e foarte rigid și inflexibil. Foarte mulți și uitați apropiați. Că nu face ședință de Consiliul Local. Asta mi se pare absolut halucinant. Nu dă răspunsuri la cereri de informații publice. Totul este
ca o unitate militară, avem nevoie și de unități militare în România pentru că au rolul lor. Dar să confundăm instituțiile, o primărie cu o unitate militară e profund greșit. Pentru că riscăm să ne trezim cu niște decizii de care nu știm, se intră cu buldozerele în parc, în parcul Tăbăcăriei, sub așa, pretextul reabilitării. Da, strigăm de ani de zile că trebuie reabilitat parcul, dar hai să-l facem cu cap. Hai să începem cu malurile, hai să vedem ce propunem concret, ce propune primarul, să vină să ne arate, nu neapărat niște planșe foarte frumoase, dar măcar să ne explice. Să ne explice de ce vrea să pună acele pavele care ne-au exasperat peste tot, le-a ales și urâte. Adică e o chestie și pavelele de bun gust. Oraș, eu nu știu dacă le alege domnul primar personal sau consilierii sau cine le alege și cum le pune, dar ce rezultă e ceva pe alocuri odios. Ce au făcut la casa de cultură vizabil. Și în zona ICIL l-au combinat niște culori. Și în zona ICIL e un mozaic ăla de tăia mețeala și e inestetic, e urât. Dacă tot îți cumperi o haină nouă sau ceva nou în casă, te asiguri să fie și de bun gust și de calitate mai, să te țină mai mulți ani. Din informațiile mele au fost schimbate pavele, culorile cel puțin. Proiectul inițial al lui Dece Balfagădău prevedea altfel de culori, înțeleg că au fost schimbate. Poate mă înșel eu, n-avem explicații așa cum a spus. Ar fi trebuit să iasă să ne spună cineva. Parcul Tăbăcăriei s-a apucat să-l defrișeze. A venit să spună gata, radem tot și plantăm nu știu ce tip de arbori, nu? Nici măcar nu ne-a spus lucrul ăsta. Noi înțelegem cu toții că nu suntem absurzi, că au fost niște furtuni cum rar s-au mai văzut prin locurile astea și că este foarte probabil să mai avem de-a face cu astfel de fenomene și trebuie să ne pregătim pentru ele. Asta înțelegem, am văzut că au fost puși la pământ unii arbori, dar de aici și până la a merge spre defrișare e cale lungă. Ce trebuie făcut în Parcul Tăbăcăriei? Păi, Parcul Tăbăcăriei, în primul rând, trebuie venit cu acel plan, cu acea schiță. Ce ai de gând să faci? Nu aș reduce absolut deloc suprafața de spații verzi. Nu aș permite să facem din Parcul Tăbăcăriei un bâlci. Adică e și ideea asta de dezvoltare în anumite zone. Facem un fel de orășelul copiilor sau Luna Park sau satul de vacanță și prelungim și punem tiribombe peste. Nu. Deci trebuie să fie un parc de agrement, mai mult o grădină botanică, dacă vreți. Mai mult spre un loc de relaxare, unde să te poți plimba, să intri în mijlocul naturii. Că asta era și Parcul Tăbăcăriei înainte. Era o oază de verdeață și trebuie conservată foarte bine. Face niște grădini acolo în parc, o grădină franțuzească, înțeleg. N-am văzut cum arată. Nu e bine să avem grădini în parc, grădină în grădină? Poate e bine, dar nu e bine să pui pavelele acelea. Nu e bine să vii cu ideea, spre exemplu, de a nu reface trenulețul de pe vremuri. E și greu să mai refaci, dar aduce titicarul de pe vremea lui Mazăre. Păi nu știu dacă dumneavoastră vă plimbați pe acolo cu familia, copilul, venea la parcă tiptil așa, că era și electric, e bine să fie electric. Asta e bine. Dar trebuia să te dai la o parte din calea lui, pentru că nu avea niște trasee dedicate pe unde să treacă numai tractorașul ăla. Era foarte lat, trecea peste, iar pietonii trebuia să se ferească pe aleile acelea înguste. E aiurea, e complet aiurea. Trenulețul avea mare avantaj că avea șina aceea dedicată, prin anumite locuri se intersecta foarte rar cu aleile și avea farmecul lui. Dar să vii cu asta, păi dacă vii cu asta și vrei să bagi și prin tunelurile din parc, să le uda domnul primar, tunelul acela lung e insalubru, întotdeauna a fost insalubru, a fost un focar de infecție, numai nenorocit s-au întâmplat prin el. Trebuie să vezi, să faci studii, să vezi dacă e solid, dacă structura de rezistență permite, dar e foarte îngust, e foarte îngust și pe unde bagi? Dacă vrei să faci asta, trebuie să asfaltezi toată zona de sub tuneluri și să te duci mai departe pe unde era acea linie ferată și acum e spațiu verde. Deci sunt lucruri pe care le face pe genul și le face acum pentru că vine de campania acum, electorală. De ce acum, după 3 ani de zile? Că n-are mă gândesc că în 3 ani de zile ai timp să faci ceva, nu? N-are pentru niciun... că vine campania, da? Da, pentru că vine campania. Deci nu are un plan, a făcut un concurs de idei, nu știu, să zicem, în primul an de mandat,
printre multele proiecte pe care le-a avut pe cap, dădea în lucru și asta. Veniți Dar vă înșelați, a avut un plan, a avut un plan pe 6 luni de zile, deci de intervenție imediată, a avut un plan pe 2-3 ani și are și un plan pe termen mai lung de 4 ani, de exemplu, reintroducerea tramvailor, așa scrie în program electoral, e un proiect de termen lung. Le vom vedea în Constanța. Așa Cine voia să introducă tramvaile? Domnul Chițac, în programul electoral, care poate fi găsit și acum pe internet, există 3 etape, intervenție imediată, intervenție pe 2-3 ani și pe termen lung. Nu știu. Nu, serios acum, da, era o oportunitate pentru serios, Constanța. Da. Ar fi fost o oportunitate pentru Constanța dacă se introducea odată cu lucrurile astea, dacă tot a fost un deranj atât de mare, dacă s-ar fi putut, era momentul cel mai potrivit știți ce mi-a spus cineva care se pricepe? Acolo e greu să a zis așa că acum nu mai introduce nimeni tramvaie în Europa și în lume, sau foarte rar, din două motive. Unul, sunt scumpe și doi, s-au inventat, au apărut autobuzele electrice care sunt nepoluante, care le poți face bandă dedicate, sunt mai ieftine. Cine are tramvai rămâne cu ele. Cine nu, trece la autobuze electrice. Poate da, poate nu. Care se pricepe. Unii, da, rămâne de discutat. Unii mai fac, poate alții nu fac. Oricum, a fost păcat că s-a renunțat și eu cred că a fost păcat că nu s-au reintrodus acum, dacă tot aveam fondurile astea. Dar dincolo de asta, vă spuneam că pare că acționează impulsiv, văzând că se apropie alegerile, trebuie să-și pună amprenta neapărat pe parcul Tăbăcăriei. L-am rugat așa public, i-am făcut un comentariu la un moment dat, spunând că cel mai bun lucru pe care l-ar face ar fi să nu se atingă de parcul Tăbăcăriei, pentru că unde pune mâna acolo strică mai mult și... Sincer, te apuci, faci niște cheltuieli, după aceea cel care vine după tine, ce să facă? Să se scarpine în cap, să nu știe de unde să mai... Ce să mai rezolvi? Adică după ce ai și ne-a anunțat deja că o să fie deranj mare și în parc, am văzut mormanele acelea de pământ, dacă te apuci să repari după ce strică domnul Chițac, e muncă făcută de 2 ori. Bani cheltuiți aiurea, timp pierdut, disconfort, e rău. Mai bine lasă lucrurile așa, se concentrează pe bulevardele astea să le remedieze, pentru că pe alocuri au făcut mai rău decât era înainte. Adică se adună apa în anumite zone, cum nu se întâmpla înainte. Vă dau exemplu concret, la intersecția între Lăpușneanu și strada Suceava, acolo treci cu barca când plouă un pic mai tare, se adună atâta apă. Suceava și în zona City Mall-ului. Da, posta Banca Religiilor. Da, 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 știu. Unde, pe unde e Ceina, cred că, prin zona aceea. Da, nu, exact că de comerț, da. Și la City Mall am văzut, i-am întrebat pe cei de la Raja și spun că rețelele de apă pluvială nu sunt ale lor, sunt ale primăriei, dar, mă rog, lucrează și pentru decolmatare când e cazul. Cred că le-au și astupat canalizările, că la Casa de Cultură le-au asfaltat și acum le caută. De vreo 2 săptămâni sapă și le caută. Chestia. Se putea face și alții au făcut, canalizările se puteau face în același timp cu lucrarea. Sunt niște, un fel de șabloane, un fel de instalații care se montează. Le pui pe poziție când asfaltezi? Le pui pe poziție și le torni la nivel. Și nu mai stai să le cauți după aceea. De o săptămână le caută, pe cuvânt. Și marele avantaj este că le aduci la milimetru. Pe mine mă exasperează treaba asta cu canalizările. Adică dai atâția bani să ai niște străzi cât de cât drepte, au ieșit prost acum. Nu știu, poate ziceți că sunt cârcotași, că dacă am fi fost noi la primărie, vedeam lucrurile altfel. Se poate mai bine, au mai fost asfaltări în Constanța, făcute de alți primari, a ieșit vălurit. Și asta acum, văzând imediat după asfaltare. Da. Au fost asfaltări făcute, nu știu, Tomisul de aici, cred că nu e din fața primăriei, mi se pare că e impecabil, se circulă bine pe el. Și e făcut acum mulți ani, cred că sunt 7 ani. Și a rezistat an bun de zile, a rezistat, așa, da. De se pe poate. Lăpușneanu... Se poate. Știi, stă stul paharului cu apă, dacă îl pui pe bord, n-am încercat, dar pot să încerc. Nu încercați, vă rog, nu încercați, că o să vă udați și... În mașină. O securizez cu niște celofan și... O să puneți frână brusc și mai știu eu ce se întâmplă. E clar că sunt lucrări de proastă calitate și e păcat, s-au cheltuit foarte mulți bani, ne cere bani în continuare și a suplimentat pentru toate proiectele astea cu o grămadă de milioane. 10 de milioane. Da. Și tu nu ai adus la nivel aceste guri de canalizare. Adică de ce ai făcut astea? Sunt cât e o groapă și sunt și muchiile acelea foarte dure, că
când iei o canalizare de aia, simți că ți se rupe mașina în două, adică e ceva atât de... Nu, chiar se rupe. Am cunoștințe care au postat pe Facebook anvelope rupte. Păi și atunci ce facem? Am făcut? Adică avem lucrare nouă, bani cheltuiesc, disconfort, ani de zile și dăm cu mașină pe gol de canalizare. Să presupunem că vine USR la primărie. Dumneavoastră, altcineva nu s-a decis în partid, dar asta e altă discuție. Ce faceți cu bulevardele acestea? Le reasfaltați? Reînființați lucrurile de parcare? Ce facem cu ele? Păi asta vă spuneam, ce strică chițaca acum, va fi o bătaie de cap să repar după aceea. De-aia e bine să-și bage nasul în cât mai puține lucruri în perioada care i-a mai rămas până la sfârșitul mandatului, pentru că ce rămâne în jur e jale. O iei pe bucățele, o iei pe bucățele, remediezi ce poți remedia, dacă lucrurile vor fi predate, va trebui să se meargă pe acele garanții, să chem pe cei care au garantat pentru lucrări să vină să-ți facă, probabil vor fi și procese de-a lungul timpului, ei vor spune, da, dar nu e vina mea, că proiectul, că primăria mi-a dat ok-ul și ei vor spune că primăria nu i-a mai dat niciodată în această perioadă de 3 ani de zile, indiferent de depășirea lucrărilor și așa mai departe, deci iată. Păi asta e adevărat, nu i-a amendat, nu s-a dus pe capul lor, nu le-a dat anumite dispoziții care să aibă sens. Pare că a fost totul un haos și nici nu se știe cine a coordonat. Pare că nu a coordonat nimeni. Au fost lăsate lucrurile pur și simplu așa. Ori face bine, ori face, ne mai întâlnim peste 2 ani de zile, ne uităm pe calendar și vedem. Dacă nu au făcut, atunci mai vedem. Îi dăm în judecată. Păi nu așa. Tu ai un calendar foarte precis. Vezi că a trecut primăvara, a trecut vara, nu s-au întâmplat lucruri. Pui presiune pe ei, ai niște pârghii totuși, ai niște pârghii legale. Foarte important sunt acei supervizori. Dacă nu ai un supervizor selectat printr-o licitație ca lumea, să-ți vină o firmă serioasă să se ocupe, să stea cu ochii pe acele lucrări, se alege praful. E foarte clar. Dacă vine cineva doar să bifeze, să completeze din birou niște hârtii și să spună da, aici e ok, aici sunt cantitățile bune, fără să uite pe teren, păi sunt lucruri pe care le vedem cu ochiul liber, nereguli. Le constatăm, pur și simplu. Și am fost cu specialist pe teren și mi-a semnalat, așa, ochiometric niște, dar aminte să te duci, să măsori, să iei șantioane din asfalt, să vezi dacă s-au respectat straturile și așa mai departe, așa trebuia făcut. Și nu neapărat la sfârșit, în decursul lucrărilor, pentru că altfel ce faci? Decopertezi tot, cheltuială foarte mare, iar pierzi bani, ca la o lucrare pe care o faci la tine acasă. Stai cu ochii pe meșter în permanență, că asta e, da? Să-și facă treaba ca lumea. Altfel îți face pereții strâmbi, îți aruncă faianța cum o fi, îți cad plăcile după aceea. Și reparați bucată deci cu trebuie bucată. Trebuie mult mai multă atenție la detalii, pentru că e vorba de niște cheltuieli mari, de niște bani băgați acolo și alte resurse atât de importante. Nu știu când vom mai avea noi ca municipiu. A fost o perioadă în care Uniunea Europeană a fost generoasă pe aceste lucrări, pe aceste proiecte, dar la un moment dat se vor termina și banii ăștia și se vor aloca către altceva. Poate că va intra Ucraina în Uniunea Europeană, Georgia, da, Moldova, banii se duc spre ei. Asta cu PNRR-ul a fost așa cam ultima strigare pentru lucrări importante pentru România și de asta am ținut și cât am fost la guvernare să se facă niște reforme, să rămânem cu ceva, nu doar cu niște firme îmbogățite. Și au luat firmele banii, firmele probabil de partid de multe ori. Și noi ne-am ales cu niște lucruri de proastă calitate și suntem tot așa ponosiți și imaginea dezolantă rămâne. În Constanța, că ne apropiem de sărbători, da, și trebuie să intrăm și în atmosfera aia. Să mai uităm de presiunea asta și de lucrurile negative. Din păcate s-au cheltuit foarte mulți bani pe aceste beculețe. 4 milioane de lei. Peste 4 milioane. 900.000 de euro. Primul loc în România după București. Da, București e altă. Suntem cel mai bogat oraș după București. Cum așa? Cum să cheltuie atâția bani? Este o nebunie totală. Cluj are un buget de două ori mai mare și cheltuie mult mai puțin dacă bani. Dacă făceai tu de 1 milion cum a făcut Timișoara,
și a făcut ceva frumos acolo. Nu trebuie să pui beculețe în tot orașul. Apropo, beculețele domnului Chița cam filează. Uitați-vă că nu prea funcționează bine și e o problemă și de calitate aici. Ce am montat și trebuie să... Închiriate, să trebuie să spunem, nu sunt cumpărate, ca să înțeleagă oamenii. Sunt, închiriate, deci închiriate. Dacă le-ai cumpăra, măcar ai ști că rămâi cu ele și le poți folosi și o investiție. L-am lăudat pe domnul primar în primul an de mandat când a spus că avem alte priorități și avea dreptate, orașul avea alte priorități. A rugat, a făcut un fel de concurs între societățile comerciale și a spus, uite, puteți să împodobiți voi o intersecție. Ai l-a ieșit, lăudat, nu? Pe cuvânt. Noi nu l-am criticat. Nu, am scris că e idee bună. Da. Era o modalitate rezonabilă de a ieși din impas, de a gestiona banii. Fără să arunci de a face ceva banii frumos, publici. Fără... Da. Mi se pare că a ieșit. De ce? S-a răzgândit. Și acum dăm cea mai mare sumă din de România. Unde a dat cei mai puțin, poate, sau oricum sume mici. N-a dat deloc mici, în primul an, da. Deloc. S-a ajuns la extrem, să dea cel mai mult. Eu nu înțeleg de unde schimbarea asta. Cum se produce? Te gândești că ieri n-ai avut dreptate și astăzi zei, nu știu cum te poți suci așa peste noapte. Va rămâne o enigmă. Am niște răspunsuri spunea pe care domnul, nu le pot spune. Prima că nu mai proști consecvențe. Adică da, probabil că pe ideea asta să nu fie consecvent, adică să fie deștept. Deci, poți să te gândești, păi nu, putem să bănuiesc, eu pot să bănuiesc, sunt politician și până la urmă putem să vorbim ce gândim. Nu avem dovezi, dar poți să te gândești la un moment dat, nu doar în Constanța, oriunde se întâmplă așa ceva, că sunt interese materiale la mijloc. Aia mă gândeam și eu. Da? Da, unde să te duci cu gândul prima oară? Când se întâmplă așa ceva. Te-ai descurcat fără bani, deodată e musai să dai 4 milioane de lei, nu mai bine construiai două săli de sport și rămâneai cu ele pentru niște copii care le foloseau pe zeci de ani de acum încolo, pentru mii de copii, cred rămâneai mai, cu ele. Cred că mai multe în cap de bani ăștia. Da, mă rog, da. Da, măcar două. Da, 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 da. Da, e o problemă foarte mare. Deci asta am face, am fi mult mai atenți la semnalele venite din partea constanțenilor. Ședințele trebuie să aibă loc cu public, să vină constanțeni și să se exprime. Că nu duceam, cum să spun, nu se înghesuiau foarte mulți constanțeni. Aia puțini care veneau când și când, câțiva, mai venea de la câte o asociație, mai venea câte cineva. Au un timp limită în care pot vorbi, adică nu dar se altceva e să interacționezi. E și presa de față, mai zici două vorbe după ședință. E foarte important lucrul ăsta. Exista o cutumă în Consiliul Municipal, poate, se făcea conferință după fiecare ședință, primarul, cam oricine era el, de pe vremea lui Mazăre, fac presă din 2000, cam așa e, din 2002, după ce povestea ce a fost în ședință, mai răspundeau și la alte întrebări. Repet, de pe vremea lui Mazăre din 2002, asta se întâmplă. Acum... De asta lumea spune, e mai rău ca pe vremea lui Mazăre, e mai rău decât pe vremea lui Făgădău, asta spun oamenii. Dacă ne referim la comunicare... Da, da, la părțile acestea. La părțile acestea de comunicare. Și nu doar deschidere. La părțile astea, pentru că unele proiecte, domnul Chițac se laudă cu proiectele moștenite înainte. Un singur proiect a vrut să facă și dumnealui, și anume, după modelul făcut pe Lăpușneanu și pe Ice Brătianu, să facă o reabilitare a bulevardului Mamaie și să desființeze mii de locuri de parcare, să nu mai fie niciun loc de parcare în toată stațiunea. Da, să mai fie asta locuri, este o nebunie totală. Locuri de parcare pe bulevard. Pe bulevard, da. Rămân da. Cele da, parcare. Da, foarte multe, așa. Deci sunt, nu mai câteva nu unde să le duci pe toate. Asta e un gest de sabotaj la adresa turismului. Și așa îți vin puțini oameni. Dacă îi mai pui să vină și nici nu le asiguri toate mijloacele, să vină cu transportul în comun, păi nu o să mai vină nimeni. Oricum vin puțin, tu în loc să-i atragi. Da, eu cred că toți românii care vin în Mamaia vor să meargă cu autobuzul, domnule Stelian. Da, păi pentru eu. Asta vin. Nu vrem cu mașina, vrem cu autobuzul. Pentru asta vin. Da. Într-o stațiune așa care se vrea, care are cluburi de lux, oamenii vor cu autobuzul. Se înmoriți, sau cum se spune. Și chestia asta băgată așa de pe zi pe alta într-un proiect de 500 de pagini, strecura pe sub ușe consilierul local pentru a doua zi un proiect, o ședință de îndată. Păi așa se fac lucrurile. După trei ani de zile fac ședință de îndată. Și zice, domne, lăsați că nu e chiar așa, că pe de ziua Marinei era parcarea goală la
la Albatros acolo, la casino, parcarea aceea supraetajată. Da, asta era argumentul, adică e o logică pe care nu o mai înțelege nimeni. E o logică strâmbă. De e o lipsă de toată logică. Toată lumea e importul Tomis. E logică, nu te duci în Mamaia, că nu prea ai ce să vezi în Mamaia. Și turiști, și constanțeni, toată lumea dă buluc către portul Tomis. Dacă s-a dus și pe asta s-a bazat, vă dați seama ce repere și ce logică are domnul primar. Nu mai am încredere, absolut deloc. Mie mi se părea așa, acest om are totuși, are niște studii, a fost rector, a condus o universitate importantă, o academie importantă. Adică mergi pe niște premise care par bune. Te-o dezamăgire totală, totală. Am văzut inconsecvență, am văzut lipsă de coerență, am văzut delăsare, am văzut toate lucrurile astea. Apoi... Dacă lucrurile ar fi stat altfel, nici nu aveam ce să mai spunem. Am fi tăcut și am fi venit cu niște idei și am fi făcut un altfel de... Da, aveți ce critica. E criticat și Boc în Cluj, de exemplu. Da, e criticat pe chestii de, da, de nuanță, de detalii, de putem și mai bine decât bine. E altceva. Da, da. E altceva. Și întotdeauna e bine să-ți dorești mai mult, să ai o alternativă și să ai competiție. Și e sănătos să ai opoziție. O competiție, da, și o opoziție. Trebuie să-și dorească o opoziție puternică. Păi da, pentru că l-ajutăm să nu greșească și în loc să caște ochii și urechile și să asculte, să fie primul care prinde din zbor ideile astea și eventual să le însușească și să spună că sale lui, că unii mai fac treaba asta. Da? Da. Mai fac treaba și ce să le spui după aceea? Mi-am înregistrat eu ideea la OSIM. Nu! Bravo lui că a pus-o în aplicare. Acum idei sunt multe, circulă peste tot idei. Important e cine le pune în aplicare. În loc să facă treaba asta, pune barieră, tot ce vine din exterior e prost, numai ideile domniei sale sunt bune și în felul ăsta avem un oraș ponosit, mergem copiii în tăbăcărie și vedem orășelul ăla, așa zis orășel, deci deplorabil, nu m-aș duce acolo, aș ocoli locul ăla și locolești și nu vreau să ajung acolo, că mă deprimă. Caut alte și de aia se duc constanțenii se duc prin alte orașe și abia așteaptă să evadeze din Constanța, să se ducă prin Brașov, să se plimbe prin centrul ăla, să se ducă prin Timișoara, să se ducă prin Craiova, să dau exemple și de... Păi, 3 decembrie, domnule Stelian Ion, a făcut un prieten o încercare, a vrut să ducă în Craiova, nu a mai găsit niciun loc de cazare în tot județul, a căutat pe Booking și pe Airbnb. În municipiul nu era niciunul, în tot județul mai erau 4 apartamente libere. Dați seama? Evident, nu-i capacitatea de cazare a Constanței. Dar era vândut tot. În Craiova, în mijlocul țării. În Oltenia, un oraș cu un târg arată frumos. E destul de izolat Da, Craiova, nu e o destinație turistică. Nu te gândești ce faci de Crăciun. Dar vă duc în Craiova. Târgul ăla de Crăciun și parcul romanescu și toate un oraș frumos cu centru, cu parcare subterană în centru, la noi nu se poate, cu niciun loc de cazare. Iată, în Craiova. Da, oamenii se duc acolo mai bine, în Constanța. Proiectul, n-am subliniat asta, proiectul reabilitării stațiunii Mamaia n-a trecut, v-ați opus. Bine, PSD a zis că s-a opus PSD, l-am auzit pe domnul. Păi nu, adevărul e că ne-am opus cei de la USR, s-au opus și cei de la PSD și bun, asta ce a ieșit, dar am avut argumente și a fost bine că ne-am opus. Să-l refacă, să vină deci, din nou cu el. A cerut refacerea lui, da, să fie prezentat înainte, probabil, cu mai mult timp. Să avem timp să-l studiem cu lupa și să nu dăm peste cap toată activitatea din Mamaia. Pentru că v-am spus, e sabotaj și împotriva activității turistice. Înțeles, da. Nici ca Mazăre să pui tot accentul pe turism și pe Mamaia să uiți de oraș, dar nici invers, să întorci spatele total ceea ce, la ceea ce se întâmplă în Mamaia. Nu e ok, pentru că e o sursă de venit pentru oraș. Mai are primarul un proiect care este al său, al actual administrației Bulevardul Lice Brătianu. Stați un pic, ajungem și la taxă. Să mărească taxa de salubrizare. Ajungem și acolo. Bulevardul Lice Brătianu e un proiect gândit în acești ani care prevede de asemenea renunțarea la locurile de parcare de pe tot bulevardul. N-ați votat împotriva acestui proiect? Pare să fiți că sunteți de acord cu el.
Sunt anumite anumite proiecte care nu au numai părți proaste sau numai părți bune și le pui în balanță. Evident, la un moment dat era vorba de atragerea unor fonduri și la momentul respectiv am spus că se pot corecta unele lucruri. Puteau fi corectate și s-a mai întâmplat să fie corectate pe parcurs. Faptul că nu s-a îngrijit de asigurarea locurilor de parcare și n-a găsit soluții, asta ar fi trebuit cumva corectată. Dar nu s-a întâmplat asta și văzând tocmai acel eșec din punctul nostru de vedere legat de proiectul Lăpușneanu, proiectul IC Brătianu, nu am putut să mai girăm, să ne lovim încă o dată cu capul în zi, să se întâmple la fel și pe tot bulevardul Mamaia. Tragem învățămintele și ne adaptăm în funcție de rezultatele pe care le-am văzut. Am înțeles, taxa de salubrizare, salubritate, nu știu cum se... care e numele exact. Mă rog, cred că ambele, da. S-a propus majorarea ei, dublarea și încă puțin, pentru că nu colectăm selectiv. Noi am vorbit aici în emisiune despre ce înseamnă asta. Picat de asemenea proiectul, se dorea majorarea cum, de cât dublarea e acum? Dublarea aproape. Da, aproape dublarea dublarea. Puțin. Da. Nu era vorba despre niște bani pe care să ia în plus firma de salubrizare. Am scris, am întrebat pe cei de la Polaris, da, ei spun, noi nu avem nimic de a face cu acest proiect. Nu, dar chiar așa e. Da. Era vorba despre faptul că s-a gândit domnul primar că acum e momentul cel mai potrivit, când scad veniturile, avem inflația, avem... E cel mai potrivit moment să renunțe la partea aceea de subvenție. Păi e cel mai potrivit moment? Pe de altă parte, cresc și-a salariile, făcut... O să crească domnului primar, domnului Rusule, pensiile speciale o să crească, pensia domnului și... Ciucă de 18.000 de lei, crește, câți nu? Constanțeni, câți români au pensii atât de mici, nu, de 18.000 de lei, care se va indexa și va crește vertiginos în perioada următoare. La fel va crește și pensia domnului Chițac. Domnul Chițac, salariul nu că niciodată nu mi-au plăcut oamenii care țin contul altcuiva. Sunt contabile aia care se uită câți pantofi ai, ce șireturi ți-ai luat, îți țin contul. No, da. E important să vorbim despre veniturile unui om care ne conduce. Nu, dar serios, e normal să ajungi la un moment dat în situația de a acumula vreo 3 pensii și să mai ai și salariul pe deasupra? Adică parlamentar, adică din armată, adică poate și pensie de primar, că se pune problema și s-a prorogat, în loc să se anuleze chestiunea aceea cu pensie, cu s-a prorogat. Înțeleg, păi da. Se prorogă, asta înseamnă că încă n-au renunțat la idee și vor să o pună în aplicare. Există presiune din partea primarilor PSD, doamna există, Gâjul și spunea înțeleg. Că, să știți vrea că să fie, într-un fel, nu e demnă dacă nu are pensia asta specială. Da, mă rog, da, există presiune din partea primarilor. E important să aibă niște indemnizații. Sincer, este o funcție unde ai responsabilitate imensă. Spre deosebire de alte funcții unde nu ai atâta responsabilitate. Corect. Cu precizarea că știi care este salariul atunci când te duci în funcția aceea. Nu te trezești. Știi că e salariu, e salariu mare. În funcție de salariul acela vei avea și o pensie pe măsură, adică mai mare, proporțional mai mare. Dar nu de 10 ori mai mare decât o pensie pe contributivitate. Asta e problema, e o mare problemă și trebuie să avem grijă ca funcțiile de răspundere, funcțiile importante să fie plătite decent, pentru că altfel se naște corupție. Nu Dar cred, când nu vezi cred. Și corupție, când vezi și salarii mari, după aceea vezi și corupție, aici e o mare problemă. Nu cred că se naște neapărat corupția din faptul că ești plătit cu 10 sau 11 mii de lei, s-ar putea să fie și o dorință de înavuțire bolnavă. Este și locomie, care e bolnăvicioasă, e adevărat. Este da. Morbidă. Evident problema... că trebuie să ai o sumă îndestulătoare, da, mai ales ca primar, pentru că este o funcție grea. Primarul Constanței are mult de muncă și o responsabilitate foarte Dacă mare. Mă întreba și consilierii după o muncă, fac mai mult muncă patriotică acolo. Adică primesc puțin, 1.000 de lei, 2.000 de lei pe lună, ca o câte o ședință. Și sunt zeci de proiecte care vin, au răspundere, votează bugete foarte, foarte mari. Proiecte și de... au răspundere. Și da, au răspundere. Da. Trebuie Eu să le studiezi am dat altfel. Consiliul Municipal în judecată și dacă voi câștiga, mă voi îndrepta asupra fiecărui consilier. Asta e, 1.000 de lei, 1.000 de lei. Atât câștigă, da? Și au asumat și ei, da. E drept că ar trebui modificat cumva. Dar aici ajunge la discuții mai ample. Avem foarte multe primării, nu spun eu, spune președintele Camerei de Comerț, ar trebui poate făcut o reorganizare administrativă, o comasare, poți să ai primării cu 2.000 de locuitori și, nu știu, 20 de angajați în primărie.
Sau... Păi sunt făcute cu dedicație, pentru fiecare să-și mai facă câte o bucățică. Păi putem să împărțim și Constanța pe cartier, să facem sectoare. Exact. Mai avem primar de Tomis Nord, primar de Palazul Mare, îl facem și pe Ionuț Rusu primar. Îi găsim în sfârșit și domnului Rusu un loc unde să fie primar plin exact. De cartier și o să... Cred că o să se simtă bine acolo între... Între vecinii pe care îi păcălește că le rezolvă toate problemele. Vorbim un pic și despre, nu Ionuț Rusu, despre Palazul Mare, pentru că ați avut, mă rog, a fost un proiect pentru care vă certați domnul Rusu. Aolo. Da, haideți să vorbim. Ne-a certat rău? A spus că sunteți niște populiști, nu nenorociți, a spus, niște populiști care nu țineți cu Constanța. Cu poporul. Cu poporul. Din Palazul se iese, ce e drept, foarte greu și aglomerat. Primăria, domnul Rusu, care conduce Comisia de Circulație, vedeți ce bine se circulă, a propus desfințarea spațiului verde din fața Dedeman, cât vreo 10.000 de metri pătrați. Cam acolo, așa, 10.000. Ca să se facă o bretea, să se intre mai repede în Constanță pe variantă. În opinia mea, nu ajută mare lucru, probabil se câștigă 20 de secunde, dacă se câștigă și iară. Și te oprești la semafor. Îi dai viteză? Și te obiști la semafor, că asta e ce să faci. Așa cred și eu, care trec de pe acolo destul de des. V-ați opus și domnul Rusu a zis, vedeți, eu vreau să decongestionez traficul și nenorociții de la USR se opun, vor să stați aici să muriți cu zile în trafic. De ce v-ați opus acestei bretele? Din două motive, în principal. Primul motiv este legat de faptul că nu va rezolva problema. Acolo, distanța sau lungimea pe care e acel spațiu verde, ce se dorește a fi desființat și pe care trebuie să fie mai multe benzi, nu este una foarte mare, astfel încât, pe măsură ce te apropii de semaforul de la intersecția dintre Lăpușneanu și Tomis, nu, dintre Aurel Vlaicu și Tomis, va trebui să încetinești și va trebui să se îngusteze dintr-o dată benzile și n-ai făcut absolut nimic. Te grăbești, dai viteză pe 20 de metri, 200 de metri, după care frânezi. Asta e prima. A doua argument este legat de desfințarea spațiilor verzi, pentru că este vorba de 10.000 de metri pătrați de spații verzi în Constanța. Acel loc avea niște pini foarte frumoși și au fost tăiați cu promisiunea că se vor planta altfel de arbuști, mai potriviți, mai nu știu cum. Mi-a părut foarte rău când a tăiat pinii. Cred că Decebal Făgădău a făcut lucrul ăsta, dacă nu mă înșel. Dar era promisiunea că vor reface acel spațiu verde. Ne plângem pe de-o parte că nu avem spații verzi, pe de altă parte betonăm fără sens. Că asta e, dacă găsești un sens... Pot înțelege, nu poți să le ai pe toate întotdeauna și trebuie să pui în balanță. Dacă pentru acei oameni e mai important și decongestionezi un cartier întreg și o să asiguri fluiditatea traficului acolo, poți să spui că te gândești cum faci, oricum trebuie să adopți un plan urbanistic de detaliu, nu se face așa simplu. Nu se va termina probabil dar, în următorul an sau cât am mai rămas până la alegeri. Să faci heirupist așa, să betonezi, să te gândești primul lucru, să desfințezi spații verzi, mi se pare total aiurea. Pasajul acela pe care vor să-l facă, credeți că se va realiza peste Bulevardul Tomis, peste variantă, vor să facă un pasaj astfel încât să se neplinească dorința domnului Chițac din campanie, care spune că nu trebuie să se întâlnească șoselele. Trecem... Nu cred că se va întâmpla, dar vă spun altceva. Ar trebui să își vină în fire domnul primar, să-și dea cu apă rece pe față și să-și amintească că mor oameni destul de des, din păcate, la trecerea de cale ferată dintre poarta 6 și kilometru 45. Poarta 6, păi ne-a spus Mihail Andrei sau cine, un consilier liberal, că face acolo păi pasarele. Face, când face? Peste 1000 de ani, au trecut 3 ani de zile, ce se am întâmplă? Am avut un deces adică, acolo. Serios, am avut zile trecute. Recent, da, încă un deces și au mai fost. Dacă căutăm așa în arhiva presei, o să găsim, din păcate, destul de multe vieți. Dar eu văd copii care trec singuri pe acolo,
Doamne ferește, se întâmple ceva. Cât deci oamenii nu au cum să treacă dintr-o parte în alta. Cât de greu să faci o pasarelă, domnule? Cât de greu crezi că ar fi? Nu știu, cred că poți să o construiești într-o săptămână da. Cu o firmă probabil privată da. Și apoi să... Dar se găsesc soluții. E adevărat, trece trenul, adică nu poți să faci o chestie foarte... Trebuie să aibă o anumită înălțime, să existe niște condiții de stabilitate și așa mai departe. Pasările din Mamaia, construite de o firmă din Constanța, cred că Polaris a construit, dar cele din Mamaia, marcă, pasarelă. Nu e mare lucru. Și mai grav este că ei știu de asta, că au vorbit în 2020 de asta, dacă n-au făcut nimic. Nu pot să mă duc până acolo în a arunca cu acuze cum face Ciolacu, că ați omorât oameni, ați făcut... Hai să folosim mai cu grijă cuvintele astea. Dar totuși, când știi că există niște probleme, chiar nu pui accelerația, nu apeși, băi, nu e mare lucru. La nivel de oraș, atât de mare și atât de important cum vrem să fim și cum am meritat să fim, nu suntem în stare să facem o pasarelă după atâția ani de zile în care au fost victime omenești acolo. E o chestiune de lăsare și lipsă de empatie și nu... Nu vede lucrurile astea sau nu știu. Întrebați-l, chiar vă rog să-l întrebați. Am invitat, cred că, în emisiunea Ușa e deschisă, n-a venit niciodată în ultimii 3 ani de zile, deși obișnuia să mai facem emisiune împreună. Poate vă întâlniți pe străzi, că am văzut că începe să filmeze și dă indicație și își pune harta și arată ca Nicolae Ceaușescu pe vremuri, cum se întâmplă. Aici radem toți copacii, radem de pe alinialen, care are o boală cu copacii, deci nu știu. A avut campanie electorală pe Constanța Verde și Frumoasă și ce a făcut? A ras o grămadă de arbori și a fost și amendat de Garda de Mediu, de pe Ferdinand. Ăștia când fac lucrări nu se uită și dau cu drujba și târnă copul în rădăcinile copacilor și după aceea ne mai mirăm că pică copacii. Păi o să pice și o să pice mulți și o să pice de pe Lăpușneanu. Când mergeți așa, sunt convins pe Lăpușneanu și uitați în stânga, în dreapta, îi vedeți ciuntiți pe toți. Au dispărut, da. Au mai rămas câteva rămurele, la bază sunt tocați. Ce se întâmplă cu arborii? Noi vedeam din balcon de aici niște tăi frumoși la Muzeul de Artă, un copac vis-a-vis, au dispărut toți, au tăiat, începe să vedem din ce în ce mai mult trafic, că se pare că... Și acum, când a fost furtuna, s-a profitat și unii... Au mai băgat drujba așa, aia, acum că nu se uită nimeni, nu mai știe nimeni ce a picat, ce n-a picat, scăpăm de ăștia. Unii au afaceri jos, ba câte un restaurant, ba câte o policlinică, ba câte o farmacie și le ia din vizibilitate. Da, și vor să radă tot și uitați-vă, când treci pe la Icil, parcă treci prin Valea Plângerii așa. Înainte mai erau plopi, așa au pus să se Ceaușescu, că erau ieftin și creșteau repede plopii, se înălțau, așa a pus în tot orașul. Atâta minte au avut, dar măcar ne-am bucurat o perioadă de ei. Acum e totul beton și se încălzește vara și treci, zici că ești prin deșert, așa, e foarte urât. Unde nu ai verdeață, e un peisaj dezolant. Și nesănătos. Așa este, dar resimțim probabil cu toții asta, numai cei care locuiesc în Eforie, nu? Pentru că acolo sunt multe acolo parcuri. Să știți că sunt multe parcuri și au și în Eforie și Techirghiol, da, au spații verzi multe. Păi, și apropo de spații verzi. Mult în Eforie, și în spații verzi, în infrastructură. Vorbeam de fâșia aceea de la Dedeman, am vorbit și de faptul că că defrișează în parcul de la gare și parcul Tăbăcăriei. Dar registrul spațiilor verzi, deși a fost finalizat, nu a fost recepționat. Pentru că au identificat cei de la primărie, domnul primar, anumite probleme. Fundamental acest registru, pentru că dacă e votat și e în vigoare, nu mai poți tăia, nu mai poți, construi pe spațiul verde și așa mai departe. Am văzut și eu acolo o inadvertență care trebuie corectată. M-am bătut în instanță și am salvat vreo 400 de metri pe Suceava. O zonă care era spațiu verde în documentațiile anterioare a fost dată de mazăre prin legea care recompensa veteranii de război, de fapt un parandărăt pentru cineva, și a ajuns la un privat. Am atacat acea hotărâre de Consiliul Local, am câștigat, primăria ar fi trebuit să pornească noi demersuri pentru a reintra în posesia acelui teren și a-l trece ca spațiu verde.
n-au făcut nimic în perioada asta. N-au făcut nimic, nici nu s-a construit, dar nici n-au făcut demersuri. Păi dacă tot ai registrul spațiilor verzi, la fel, s-au cheltuit bani mulți pe acest registru. Dacă nu l-a adopți, înseamnă că ai un interes să nu ai nicio regulă și să mai dai tu câte o autorizație lui X, lui Y, pe ochi frumoși așa, pe interes de partid, domnului Dumitrache, nu știu, poate mai are nu doar plaje, poate are și spații verzi pe undeva, pe unde vrea să facă. Domnul Dumitrache e de la PSD, nu PNL. Că spuneți interes de partid, Chițache e de la PNL, domnul Dumitrache e de la PSD. Nu, dar nu e nicio mare diferență. Barierele, granițele au fost șterse de mult. Nu povesteau cu atâta patos, parcă le luceau ochii de plăcere și spuneau atât de voluptos cum se întâlnesc și discută proiectele imobiliare în birou la domnul Chițac, cu consilierii nu se îndeletnicea să se întâlnească, să le explice proiectele, să negocieze, să facă lucruri bune împreună. Ce discută apoi în partid problemele? Încă o chestiune, că vorbea și de 2024, ce o să fie, cum o să fie. Păi în 2024 o să fie mai complicat. De ce? Pentru că o să fie 4 actori pe scena constanțeană în Consiliul Local și va fi mai complicat să faci o majoritate. Se va face. Se găsește soluții. Mai sună de două treimi pentru hotărâre de patrimoniu. Da, să ai două treimi cu alianță doar din două partide. Era vis. Vis. Nici nu putea să-și dorească mai mult. Că nu avem partidul la stat care să ia din star două treimi, Doamne ferește, nici nu cred că e sănătos să ai un partid atât de mare. Dar cu două partide care puteau să se înțeleagă, noi de la USR am dat dovadă de toată deschiderea și am încercat să colaborăm în primă fază cu domnul Chițac. A compromis totul, a aruncat totul la gunoi, pentru că mai important erau înțelegerile domniei sale cu domnul Dumitrache, cu PSD-ul, pe chestiuni de astea punctuale. Proiectul de preluare a unei bucăți de plajă, de cumpărarea unei bucăți de plajă în mod ilegal, niște puzuri aici, colo, și dacă nu treceau cu USR-ul, n-aveau de ce să ne țină în formula asta. Au atras o persoană vulnerabilă, să spun așa, pe care au ademenit-o cu funcții și au mai luat un om de acolo și ăsta e stilul. Iulian Călin, de la dumneavoastră, de la USR, da, care a ajuns director la Delfinariu, care aparține de CJC, care e condus de un penelist. Încorcate sunt căile politicii locale, da? Ăștia sunt oamenii. Ăsta e caracterul oamenilor. Nu întotdeauna poți să-ți iei măsuri de precauție 100% să-ți garanteze că nu vei avea de a face cu astfel de lucruri. Dar important e să încerci. Iar când se întâmplă derapaje, să se ia măsuri, sancțiuni. Avem put de 15, pentru un bloc de 15 etaje în Mamaia. Avem dorința primarului de a lăsa investitorii să construiască pe fosta bază RATC, lângă City Mall, niște turnuri. Și sunt numai două exemple. Multe autorizații de construire în Palazul Mare și așa mai departe. E bine că se lasă investitorii să construiască sau cum e? Aici trebuie văzut foarte clar care este efectul asupra locuitorilor din zonă. Dacă aceste proiecte reprezintă o dezvoltare armonioasă care să pună la dispoziția constanțenilor și locuințe și spații de joacă, poate și un spațiu verde la Brașov, colegul meu Alen Coliban are grijă foarte mare la chestiunea asta. Proiectele acestei imobiliare să respecte întocmai acele hotărâri de Consiliu care prevăd anumite suprafețe. Ok, te lasă construiești, nicio problemă, dar acolo 10%, 20% loc de joacă, spațiu, chestiuni de care să se bucure toți. Parcări, dacă aceste proiecte respectă toate aceste lucruri și peste asta nu aglomerează foarte mult zona să producă blocaje, pentru că dacă vin mii și mii de familii într-un spațiu restrâns, trebuie să vezi și cum fluidizezi traficul și ce o să se întâmple. Păi dacă faci un proiect de ăsta și nu te uiți și la impactul asupra mobilității urbane și asupra transportului public,
riști să faci niște clădiri înalte, unora le plac, altora nu le plac, nu discutăm neapărat asta, câtă vreme nu îi umbrești pe alții și nu le produci neplăceri, iarăși nu e o problemă, foarte deci... bine, dar riști să dai peste cap tot traficul din zonă și să ai anumite străzi să nu mai poată oamenii de acolo, din cartier, de să faci iasă. Faci sens unic după aceea. Păi vedeți, e un cartier celebru undeva, într-o pădure au făcut și nu s-au gândit la drumuri. La București, lângă București. Și nu s-au gândit la drumuri. Și acum o problemă mare, pentru că nu s-a rezolvat asta. Și se tot potignesc. Și am zis nemulțumiți, pentru că stau cu orele și trebuie să ocolească jumătate de oraș. Dar nu te-ai gândit de la început, când ai făcut proiectul, la chestia asta? USR, dacă ajunge la primărie, nu se deci va pune a priori unor construcții. Ci le va analiza asta, înțeleg, nu? Da, da. În principiu, mi-aș dori pentru Constanța o dezvoltare pe orizontală. Să ne ducem către extremitățile orașului, să mai respire orașul, vedem că se construiește undeva spre Valul Traian, e un complex acolo, adică genul ăsta, să te duci și spre locurile din imediata apropiere a limitelor localității. Pe de altă parte, dacă sunt anumite zone în Constanța care pot fi îmbunătățite, pot fi revitalizate, e păcat să te opui doar așa ca să te opui. Corect. Dacă nu se desfințează spații verzi, dacă sunt asigurate locurile de parcare, dacă există posibilitatea de asigurarea accesului facil la acele proprietăți și nu, cum să spun, nu dai peste cap din punct de vedere urbanistic, nici estetic, zona de ce te-ai opune din start unor clădiri mai înalte, n-am o problemă cu asta. Dar să respecti regulamentele de urbanism, să avem un plan urbanistic general pe care nu-l avem nici acum după atâta timp și nu avem niște reguli pe care să le știe și oamenii de afaceri, să le știe și locuitorii, să spună aici e zona centrală, aici e zona de afaceri, facem zgârie nori, aici e zona comercială, aici permitem funcțiunile astea. În 1999, în promisiuni, era trecut că vom avea, promisiunea primarului, că vom avea curând un alt PUG. Iată că nu l-avem din ne întrebați ce ar face USR-ul și poate veți uita la mine și veți spune încă unul care promite. Uitați-vă la ce au făcut colegii noștri. Pentru că în mod logic te poți gândi că modelul ăsta va fi replicat și de noi. Pentru că este modelul promovat de USR. Colegul meu, Dominic Fritz, a adoptat Timișoara. Planul urbanistic general în Timișoara. Nicăieri nu sunt lucrurile perfecte. Nu sunt. Nici la Câmpul Lung, unde colega noastră a adus fonduri europene când au adus în 30 de ani, în câțiva ani, când a adus localitatea în 30 de ani. Dar nu se văd niște rezultate spectaculoase peste noapte. Trebuie să treacă câțiva ani să se construiască efectiv lucrurile. Dar s-au făcut niște chestii concrete și oamenii văd și le apreciază. Asta e important, să vadă, în primul rând să aibă din nou speranță. Că, cel puțin în Constanța, lucrul cel mai grav este că oamenii și-au pierdut speranța, sunt blazați, nu mai văd niciun orizont, nu mai văd nicio luminiță pe nicăieri. Zic, doamne, parcă suntem blestemați, aici nu se poate face nimic, așa suntem noi. Nu așa suntem noi, pentru că nu avem, eu nu cred în chestia asta, că avem noi constanțenii o problemă. Uitați și în 2020, Constanța nu a votat fundamental greșit, voia altceva, a votat o schimbare. O fi vorba și de puțin ghinion, dar eu cred că după atâtea șiruri de ghinion, așa cum e în viață, că roata se învârte, la un moment dat mai pică norocul și în dreptul tău și ai parte de o administrație mai deschisă, mai destupată la minte și care face lucrurile altfel, mai deschis și se uită și în jur și împrumută modele, nici măcar nu trebuie să inventeze niște chestii extraordinare. Te uiți în stânga, roata. Te uiți în dreapta, mai vorbești cu un coleg al tău, sunt grupuri ale primarilor și se consultă, fac schimburi acolo de experiență, de soluții, da. De proiecte. Știți că să nu le un faci. Argument. Colegii domnului Chițac, de la care s-a dus să ia lumină în campanie, sunt Bolojan, care a fost primar în Oradea, da. Boc la Cluj, a venit cu niște exemple de bună practică de acolo. Am crezut, de exemplu, că va desfința locurile de parcare de la primărie și le va da la liber, așa cum a făcut Bolojan, că a fost prima
măsură luată de Bolojan în Oradea, n-a făcut asta. Deci faptul că ești coleg de partid cu un primar performant... Da, nu e automat obligatoriu, dar ai niște modele mai la îndemână și o altfel de deschidere pentru a împrumuta acele modele. Și se presupune că partidul pe care îl reprezinți cam asta promovează. De asta spun că nu au greșit. Și-au luat țeapă pe românește și într-un limbaj necologvial, pentru că asta s-a întâmplat în realitate. Au crezut, nu aveau niște elemente extraordinare, noi le-am văzut, niște probleme de atitudine, de aroganță, care rigiditate și așa, opacitate, obtuzitate, cum vreți să o luați. Pentru că noi am fost mai atenți, ne interesau competitorii, ne uitam și vedeam lucrurile astea. Constanțe nu s-a uitat atât de atent și au luat țeapă de data asta. Eu sper să nu-și mai ia pe viitor țeapă și să avem parte de ce merităm, că eu cred că merităm mai mult totuși. Chiar cred că merităm. Da, am vorbit atât de domnul primar încât mă simt nevoit să-l invit în emisiune dacă dorește să dea un drept la replică, un punct de vedere. Este invitatul nostru la Tomistevor când dorește. Ultima între... Sunt obligat, da? Da, mă rog, aș vrea să vină să discutăm așa cum să zic ceva mai dur, să-l oblig. Glumesc, nici nu am... Îmi place ca primarii care vin la emisiune și asta le spun, să discute despre ce au promis și ce au făcut. Ne uităm pe programul electoral, ai promis 1, 2, 3, ce ai făcut. Da, e o discuție la care îl aștept pe domnul Chițac. Ultima întrebare, USR nu și-a desemnat candidatul, a spus că anul viitor, dar care este contracandidatul de care partidului cel mai redutabil din punct de vedere al USR? Nu știu, Virgil Chițac, poate de la PSD, Decebal Făgădău, poate de la AUR, oricine ar fi el? Virgil Chițac nu este un candidat de ignorat, în ciuda tuturor nenorocilor pe care le-am văzut în oraș în ultimii ani. Mizează pe faptul că unele lucrări se vor finaliza, traficul se va relua pe unele bulevarde în parametri acceptabili, lumea va uita foarte repede, calitatea lucrărilor, deși este îndoielnică, va fi trecută cu vederea încă un an, doi, până vor fi crăpături și gropi de toată frumusețea. Deja au început să apară, dar... Mă rog, și vedeți că nu trece săptămână să vezi că mai scobesc pe undeva asfaltul și mai găsesc, da. Ori văd că au uitat ceva, ori se întâmplă câte ceva cu lucrarea și trebuie să rea. În ciuda acestui fapt, există niște mecanisme politice și, până la urmă, sociopsihologice, nici nu știu cum să le numesc, care presupun o anumită inerție a electoratului. Votează cu ce cunosc, e mai degrabă tentat spre a păstra ceea ce au decât spre a merge către alte variante noi și așa mai departe. Nu l-aș subestima pe actualul primar, nu că ar avea realizări, ci mă tem de această inerție și de această indulgență de care se poate bucura din partea electoratului. Dacă se va întâmpla asta, Doamne ferește, chiar că putem să ajungem acolo să spunem că ne merităm soarta și asta e, culegem ce a însemnat. De ce v-ar făcă două? Nu știu dacă va candida, nu este foarte clar. Dacă va candida, este un candidat redutabil. AUR? Nu se știe AUR? Cu cine încă. Păi nu știu. Ovidiu Cupșa, da. Se aude, mai sunt nume vehiculate. Eu nu am să... subestimez niciun contracandidat. E o greșeală mare să faci lucrul ăsta. V-am spus, sunt niște partide care au procente bune și care pot sălta aproape orice candidat venit din partea acelor partide. Și de asta va fi o competiție cu șanse mari pentru fiecare dintre candidați. Dar constanțenii vor avea posibilitatea încă o dată să aleagă. Și e important să se uite foarte atent la ce se întâmplă și să vadă... Ar fi foarte trist, adică să ne ducem spre PSD, am văzut ce s-a întâmplat cu PSD.
Să mergem spre aur înseamnă să te duci către zona anti-europeană, total anti-europeană, cu soluții dubioase, un fel de neo-ceaușism de ăsta, așa extrem, extrem de periculos. Să te duci către PNL, iarăși, am văzut ce s-a întâmplat. Avem și soluția USR și lumea a avut foarte mari așteptări de la noi, la guvernare, domnule, trebuie să faceți toate reformele. Da, facem toate reformele, dați-ne mai multe voturi și le facem. Pentru că problemele, potignele nu au fost la noi în principal și nu zicem că facem lucruri perfecte, întotdeauna putem să mai greșim și să mai și recunoaștem din greșeli. Nu despre asta e vorba. Este vorba despre direcția mare pe care o dai, despre intenția pe care o ai și despre proiectele concrete pe care le promovezi. Ori proiectele de reformă, pe bune, care au deranjat și deranjează și sunt decizii destul de dificil de luat, au venit din partea USR. Și atunci avem de ales între a sta pe loc și a încerca să mișcăm căruța din loc. Eu cred că USR-ul, o vom vedea în ce formulă vom merge în alegeri, va mișca această căruță din loc. Vom lua viteză și în Constanța și vor vedea oamenii că au de ce să aibă speranțe în continuare și că lucrurile se vor remedia și la Constanța. Ieșim din zodia asta de gri și de mocirlă. Mai e până la alegeri, vă aștept în emisiuni și atunci în apropierea campaniei. Toată lumea vrea ca orașul ăsta să iasă din starea în care este, cred că și cei care îl conduc. Mulțumesc mult pentru prezența în emisiunea dumneavoastră. Eu vă mulțumesc. Sănătate tuturor. Și dumneavoastră că v-ați uitat. Ne revedem curând.